am cuvinte, pur și simplu, nu mi-ajung cuvinte cu atât ajutoare. Am în vedere ajutoare și poliții, pentru că, într-adevăr, orice hârtie scrisă în engleză, pe urmă tradusă, asta costă bani. Dar noi tot avem. Nu mai sunt rând. Atât. Și să poată și să ne ajute, numai să ne scoată din mocerlă. Asta. Pentru că am o viață, am stat sub jug și am înțeles că fără frați români nu merge mai departe. Fără ajutorul lor. Într-adevăr, e un ajutor colosal. Sunt niște, cum spun, să vă spun, amintiri, cred că, încă rămasă de Uniunea Sovietică. Mulți sunt care fac comparație, dar lumea se schimbă. Trebuie să ne schimbăm și noi și să, anume, să apreciem corect situația în care ne aflăm. Nu, dar pe iau ca toți copiii noștri care și mai buni se duc acolo. Una că mai mulți dintre și rămân acolo și nu vin înapoi, da? Asta e... Dar suntem o țară, la urma urmei, așa că... Și vorbim o limbă, măcar că aici te spun că noi vorbim în moldovenească, e limba noastră, cea română. E ca așa că mulțumim. Vor ceva mai mult, ceva care noi nu avem. Și vor să mai vadă, mai vor să încerce, vor să... Asta e. Nu pot să vă spun. E o țară foarte mare și o țară foarte bogată. Noi suntem mici, mici săraci, fără nimic, nici șuri la mare, nici zăcăminte. E clar, lucru poate să fie un exemplu pentru noi, că e o țară mare și bogată. Exemplu, că a avut curajul să adereze și noi putem deveni și un exemplu și pentru toată lumea, fiindcă noi o să mergem mai repede cu eradicarea corupției decât chiar cei din România. Desigur, e normal. Oricare ajutor e binevenit. Și e normal să fie, dar e foarte bine, e ok. Se repară școli, se repară pieducte, se construiesc drumuri, se construiesc trotuare. Lumea e foarte mulțumită. Drumurile, da, grădinițele, școlile, cam tot. Și financiar, și politic, și econom, și în toate domeniile. Motivul pentru care studenții aleg să-și continue studiile în România este pentru că oferă mai multe facilități. Studiile sunt recunoscute peste tot în Europa, respectiv jobul este mai bun. Se merge pe ideea de parteneriate, de proiecte educaționale, de, dacă ar fi să revin la fel la domeniul, da, educației, dar și la nivel social, da, e o deschidere mai mare în acest sens și este de bine.